Trag nădejde că, asemenea mie și dumneavoastră, aveți în inimă recunoștință pentru harul lui Dumnezeu să fim în viață, să fim sănătoși, să avem mintea întreagă pentru ca să putem deosebi binele de rău. Vreau să citesc din nou cuvântul Domnului, pe care l-am citit și data trecută, însă am învățat de-a lungul anilor că niciodată nu citești destul. De aceea vă rog să vă pregătiți din nou Bibliile, deschizându-le în Evanghelia după Matei, este prima dintre cele patru, prima carte a Noului Testament, la pilda fecioarelor, pilda celor 10 fecioare. Din respect pentru Dumnezeu, vă rog să vă ridicați în picioare. Matei, capitolul 25. Vă rog să citiți cu atenție cuvântul Domnului și să vă rugați pentru călăuzire și pentru înțelegere. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit handelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din undelemnul vostru că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere undelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Mulțumesc. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reocupați locurile. Dragi frați și surori, stimați oaspeți, am citit din Evanghelie un paragraf, un text, care a fost rostit de Mântuitorul Iisus Hristos cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Stilul literal al acestei vorbiri este parabolă, este pildă. Cu alte cuvinte, Domnul intenționează să transmită un mesaj ascultătorilor săi. Pentru a-l înțelege mai bine, Domnul pune mesajul acesta care dorea să-l transmită într-o întâmplare imaginară care se potrivește culturii vremii și obiceiurilor cunoscute de ei. Deseori și noi, când explicăm ceva celor ce ne ascultă, spunem o micuță întâmplare din trecutul nostru și al lor, pentru ca să legăm ce spunem de întâmplarea aceea și, făcând această asociere, ei să înțeleagă mai bine ce vrem noi să spunem. Parabola este un gen literar destul de întâlnit. Biblia abundă în asta, în mod special în Noul Testament. Am ajuns la cea de-a 16-a lecție biblică în această seară, la a doua abordare a pildei fecioarelor, și vă aduc aminte că data trecută am vorbit despre motivația pildei și spuneam că ucenicii au fost curioși să cunoască evenimentele din urmă și timpul în care ele se vor petrece. Și Domnul atunci le spune această întâmplare imaginară prin care le răspunde, dar nu le răspunde la întrebarea lor când va veni sfârșitul, ci le răspunde la o altă întrebare pe care ei n-au pus-o, dar era mai importantă decât întrebarea pusă de ei: cum trebuie să fim noi când va veni sfârșitul? Pentru că sfârșitul odată și odată va veni, dar noi nu știm când. Însă, dacă atunci când vine, noi nu suntem pregătiți și compatibili cu nivelul la care ne așteaptă Dumnezeu atunci,
Degeaba vine și degeaba știm când vine. Este ca și cum așteptăm trenul, știm că vine la ora 5, dar n-avem bilet să ne urcăm în tren. La ce ne folosește să-l vedem că oprește, că unii coboară, alții urcă, că fluieră și pleacă și noi în gara am fost și în gara rămânem? Gara nu-i casa nimănui. Gara e un loc de așteptare până vine și pleacă trenul. Dar dacă pleacă fără tine, ce cauți acolo? Nu e așa de important când vine? Mai important decât asta este cum ești când vine. Elementele pildei, spuneam data trecută și repede în această seară le reamintesc, împărăția cerurilor este împărăția lui Dumnezeu, fecioarele reprezintă biserica lui Iisus Hristos, biserica însemnând totalitatea credincioșilor născuți din nou, nu aparținători unei biserici, candela reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, unde lemnul reprezintă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a treia persoană din Trinitate, vasul reprezintă inima omului născut din nou. Pavel întreba în 1 Corinteni 3:16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Mirele îl reprezintă pe Domnul Iisus, iar negustorii de unde lemn, persoanele care vând unde lemn, îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul, adică pe Domnul Iisus Hristos. Spuneam data trecută 2-3 vorbe despre contextul nunții, explicând cum se făcea o nuntă cu 2000 de ani în urmă în Orient și apoi despre specificul pildei, aducându-vă aminte de structura concentrică, adică perechi de versete și de idei. Gravitează în jurul unei idei centrale. Două la stânga, două la dreapta, încă două la stânga, încă două la dreapta. De asemenea, mireasa nu simbolizează de data aceasta biserica, ci fecioarele. Încă o pildă din Noul Testament mai este în această situație, pilda fiului de împărat, unde mesenii simbolizează biserica. Lucruri neobișnuite, fiindcă simbolul consacrat, atunci când întâmplarea e despre nuntă, simbolul consacrat al bisericii, mireasa, nu alte elemente din nuntă, domnișoarele de onoare sau nuntașii. Dar sunt două pilde care poartă acest simbol și, desigur, și lucrul acesta are un mesaj, chiar dacă noi nu avem capacitatea să-l surprindem, fiindcă, sincer să fim, niciun om de pe pământ nu are capacitate suficientă să surprindă toate amănuntele Scripturii. Această carte este spusă de cineva infinit superior nouă. O persoană care este Dumnezeu, iar noi suntem niște ființe neînțeles de mici pe lângă El, delimitate. De aceea, ce profesor ar fi acela dacă ar fi doar la nivelul copiilor pe care îi învață? Profesorul, învățătorul este sus, este superior, e capabil, are o cunoștință vastă, un orizont larg, iar învățăceii lui, studenții, copiii, elevii, sunt mici, sunt neînțelepți, au un orizont foarte limitat, au neînțelegeri foarte mari, tocmai aceasta îi dă lui calitatea de învățător. Am spus această comparație doar pentru a surprinde puțin diferența uluitoare și infinită între noi și capacitatea noastră extrem de limitată, umană, față de Dumnezeul nostru care este infinit, este etern, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Am ajuns acum unde ne-am oprit data trecută, la explicația pildei. Spuneam, repet, mesajul pildei se concentrează pe comportamentul fecioarelor. Îmi cer scuze. Este remarcabil faptul că cele 10 fecioare au avut foarte multe asemănări și o singură diferență. Ori diferența aceasta a fost suficientă pentru ca să le despartă pentru întotdeauna. Observați că asemănările fecioarelor, a domnișoarelor de onoare, dacă vreți să facem o comparație cu o nuntă din vremea noastră, asemănările fecioarelor
au stat în picioare până când a apărut mirele. Când au apărut mirele, asemănările au dispărut și a rămas doar diferența. Ideea aceasta este foarte importantă. Până când mirele va apare, fiecare biserică pretinde că e biserica lui Dumnezeu. Și fiecare credincios din biserică pretinde că e credinciosul lui Dumnezeu. Când va apărea mirele, El va face diferența cu capacități divine pe care numai El le are, cu drepturi pe care numai El le are. Și le-a câștigat în primul rând pentru că e Dumnezeu și în al doilea rând pentru că e Mântuitor, Dumnezeu făcut om și omorât în dreptul nostru și pentru noi pe dealul Golgota cu aproape 2000 de ani în urmă. Deci, asemănările acestea sunt următoarele. Toate au fost fecioare, simbolizează curăția lor morală. Toate au avut aceeași îmbrăcăminte. Uitați-vă și la o nuntă contemporană, toate domnișoarele sunt îmbrăcate la fel. Toate au avut candele, care simbolizează cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, în viața lor. Toate au avut vase, toate au avut o inimă pentru Dumnezeu. Toate au fost în același loc și în același timp, au avut o unitate, un punct de vedere comun. Toate l-au așteptat pe Mesia, au avut aceeași viziune, erau acolo pentru același motiv. Toate au ațipit și au adormit. Lucru care pune în evidență dificultatea să-L aștepți pe Domnul și lungimea timpului. Nu ușor să aștepți. Mai ales atunci când așteptarea se prelungește, când nerăbdarea crește, când nu ai răspuns la întrebarea de ce nu vine, de ce întârzi, ar fi trebuit să vină de mult. Ce se întâmplă? Mai vine oare? Toate însă s-au trezit când s-a auzit anunțul venirii mirelui. Iată mirele ieșiți în întâmpinare. Era o persoană specială, un crainic, care anunța. Pentru ca mireasa și cei ai casei, care o însoțeau, fetele care erau cu ea, să fie pregătite când vine mirele. Era sărbătoare. Nu era o vizită obișnuită. Bună ziua, bine ai venit. Era o sărbătoare. Nunta în cultura de atunci, ca și în cultura de acum, era o sărbătoare extraordinară, mobiliza toată localitatea. Aduceți-vă aminte, cei care ați 30 de ani în România, ce semnificație a relăsat nunta și mai ales ce semnificație avea acum 20-30 de ani. Nunta era un eveniment care mobiliza toți locuitorii unui sat. Toate și-au pregătit candelele. Vine mirele și toate asemănările acestea dispar, nu mai au nicio relevanță, nicio importanță și un singur lucru mai rămâne în picioare, diferența dintre ele. Am rostit odată o predică de ce aici împreună și dincolo despărțiți și îmi vine în minte titlul din nou, l-am repetat și data trecută, până să vină mirele au fost împreună, cum suntem noi în această seară. Cântăm împreună, ne rugăm împreună și ai impresia că atunci când va veni mirele, tot împreună o să fim. Dorința mea, ca om, ca pastor al bisericii, este să fim tot împreună, însă nu depinde de mine decât prin ceea ce fac acum. Învățându-vă, motivându-vă, mustrând dacă e nevoie și rugându-vă să nu vă lăsați, dar nu depinde decât de dumneavoastră în cea mai mare măsură. Pentru că pocăința și credința în Dumnezeu este o problemă strict personală. Ca și nevoile fiziologice ale vieții. Dacă nu mănânci, nu poate mânca nimeni în locul dumitale. Dacă nu te pocăiești, nu se poate pocăi nici popa, nici pastorul în locul dumitale. Nici mama, nici tata. Dacă nu te rogi, dacă nu citești Biblia, e ca și cum cineva încearcă să doarmă în locul dumitale, că dumneata vrei să conduzi ziua și noaptea. Că ai multe lucruri de făcut, ești ocupat, ești busy. Când a venit mirele, a rămas în picioare diferența și diferența le-a despărțit pentru întotdeauna. Iar diferența a fost următoarea. 5 au fost înțelepte, 5 altfel. În ce a constat înțelepciunea? Înțelepciunea a constat în vegherea pe care o consemnează Domnul la sfârșit. El spune pilda, folosește exemplul acesta care pune în diferență
5 cu 5 și apoi spune ce le-a lipsit celorlalt, spunând, vegheați. Neînțelepciunea celor 5 a constat în lipsa de veghere. Ce înseamnă a veghea? Priviți, vă rog, o santinelă de la o unitate militară, care pentru un timp de câteva ore are responsabilitatea, fiind înarmat, să păzească un obiectiv de obicei militar. Și el trebuie să stea într-o stare de veghe, adică să urmărească cu privirea și cu o atenție activă obiectivul pe care îl are în responsabilitate. Să se uite să nu intre cineva care nu ar trebui să intre. Să păzească ceva sau pe cineva. Sigur, putem să luăm alte comparații ale vegherii. Imaginați-vă un meci de fotbal. Poate vi se pare firesc exemplu. Accept că este firesc, dar semnificația lui e importantă. Imaginați-vă portarul. Vin cei din echipa adversă cu mingea și vor să dea gol. Cum stă portarul? Veghează, 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 este ochi și urechi, ochi și urechi. Fiecare fibra ființei lui e încordată, încercând să apere poarta, să nu intre mingea în poartă. Asta se numește veghere. Imaginați-vă un șofer care conduce o mașină și cu toată familia merge undeva. Are 2-3 copii, copiii lor, ai lui și ai soției. Omul veghează la trafic, e foarte atent, să nu pună frână bruscă. Are copii cu el în mașină. Să nu derapeze mașina, să nu se lovească de altceva. Și pot să vă dau o grămadă de exemple care pun în evidență vegherea. Ei, neînțelepciunea celor 5 fecioare a constat în lipsa lor de veghere. Adică, n-au avut interes, n-au avut pasiune, n-au avut responsabilitate, n-au avut minte să se îngrijească de lucruri de care mai târziu a depins viitorul lor veșnic. Și a spus, avem ce mânca, avem ce bea, avem bani, avem servicii, avem și religie, mergem la biserică. Ce ne trebuie nouă atâta spiritualitate? Noi nu suntem extremiști, nici fanatici. N-au vegheat asupra cui să vegheze, asupra cuvântului ca să-l împlinească, asupra inimii lor să fie credincioase, asupra Duhului să fie din abundență în vasul inimii, asupra multor lucruri care definesc relația spirituală cu Dumnezeu, nu relația cu o biserică, cu membrii biserici. Mă duc la biserică și am o relație cu biserica din localitate. Relația spirituală trebuie să fie cu Dumnezeu din cer, că împotriva Lui și numai împotriva Lui am păcătuit. Că în cer vrem să ajungem la Dumnezeu, nu ne mormântează în biserică. Biserica e ca o școală unde ne instruim spiritual, dar scopul nostru nu-i biserica. Biserica este instrumentul de ajutor unde suntem învățați. Scopul e cerul, ca să nu ajungem în ea, ci să mergem în raiul lui Dumnezeu. Dar cum să se întâmple lucrul ăsta dacă nu avem interes pentru asta? Din întâmplare nu ajunge nimeni în cer, că cerul nu e așa de ieftin din întâmplare să cobori în el. Trebuie să veghezi, trebuie să fii atent, trebuie să-ți dai toate silințele, trebuie să depui toate eforturile și dacă le faci pe toate, aproape că este greu. Scripturile spun cinci erau chibzuite și au avut un de lemn în vas, cinci erau nechibzuite și au avut doar ulei în candelă. Pilda aceasta, ca oricare alta, nu e ușor de interpretat. Și indiferent cum o interpretăm, probabil că nu se potrivește cu cine știe ce are fiecare minte. Lucruri pe care probabil au izvorât din mintea lui sau le-au primit de la vreun predicator sau cine știe din ce carte. Rămânând la un de lemn și la negustorii de un de lemn spre care se îndreaptă sugestia colegilor înțelepte, observați că nu mirele le-a recomandat să meargă după un de lemn, că mirele îți recomandă să mergi după un de lemn astăzi, nu când mori. Când mori nu mai poți merge. Cunosc o întâmplare cu un om în vârstă din România care n-a vrut să se pocăiască sub nicio formă, în ciuda faptului că a avut copiii credincioși. Și copiii credincioși l-au chemat pe pastor de multe ori să vorbească cu bătrânul tată. Dar el tot timpul, cu aerul unui om cu experiență, cu un om religios, un om care fusese prin război și care cutreierase pământul, nu vine tinerelul ăsta să-i dea lecții de religie și niciodată nu l-a băgat în seamă. Dar i-a venit bătrânului rândul să-și pregătească mâinile să și le pună pe piept.
Și atunci copiii speriați că încă nu s-a pocăit și moare și se duce în iad, l-au chemat repede pe pastor să-i mai vorbească o dată. Măcar pe ceasul, în ceasul morții, pe patul morții, va fi mai sensibil și se va pocăi. Și pastorul a mers la el și i-a spus, probabil că e ultima mea vizită, nu vreau să te supăr. Știu că meditezi, că te gândești la o grămadă de lucruri, însă am venit aici doar pentru că vreau să te ajut acum când probabil e ultima dată când pot. Bătrânul nu mai putea să vorbească. Atunci l-a prins de mână și i-a spus așa: dacă vrei să te pocăiești, nu mai poți vorbi și vrei să spui da, ca să ne rugăm împreună, să mă rog, strânge-mă de mână, e un gest convențional al cărui mesaj pentru mine e da. Și în timp ce îi vorbea, invitându-l să-l strângă de mână, să-i facă cât de cât un semn în sens de da, bătrânul n-a făcut niciun semn. Și când pastorul s-a uitat mai atent, plecase. Plecase fără să mai spună da, nici cu gura, nici cu mâna. Însă plecase într-un loc îngrozitor. A trăit 82 de ani și n-a avut timp să spună da, decât la toate prostiile de pe pământ. Și acum se ducea unde merge diavolul, în iad, cu toți banii lui, cu toată faima lui, cu toată experiența lui, cu toate decorațiile lui militare, mulțumesc Marian, însă departe de Dumnezeu, departe de locul unde s-ar fi bucurat veșnic, unde i s-ar fi șters lacrima mereu, unde n-ar mai fi fost chin, boli și necazuri. Și fecioarele acestea neînțelepte, fiind surprinse într-o stare de neveghere și nevegherea lor fiind pusă în evidență, ele niciodată n-au vegheat. Cel puțin în ultimul timp, dar pentru că mirele n-a venit, nu se vedea că n-au vegheat. Știm noi cine se roagă și cine postește în adunare? Nu știm. Când va veni Iisus, vom ști, pentru că cine nu s-a rugat și n-a postit și n-a fost mântuit, va rămâne jos. Dar până atunci, ce știu eu ce face fiecare acasă? De unde să știu? Ce instrument să am eu să văd cine se roagă și cine nu? Dumnezeu vă știe pe fiecare. Aici toate femeile vin acoperite, toate sunt în regulă, toți bărbații vin aranjați, toți sunt în regulă, cu ochiul de carne nu poate trece nimeni de vestimentație decât Sfântul Dumnezeu. Dar El încă n-a venit ca să spună da sau nu. Și mai e timp de îndreptare, de corectare, de pocăință, de veghere. Dar fecioarele cele cinci neînțelepte n-au vegheat, dar nimeni n-a știut. Toți au crezut că-s la fel. Când a venit mirele, atunci s-a demascat diferența dintre ele. Că adevărata credincioșie nu stă în vestimentație asemănătoare. Adevărata credincioșie nu stă în candela asemănătoare. Că dăm 80 de dolari și ne luăm Biblie bilingvă. Și o mai ștergem de praf înainte să vină păstorul în vizită. Adevărata diferență și credincioșie stă în Dumnezeu, în inima ta. Și negustorii de unde lemn spre care sunt îndemnate ele să meargă, cei care vând unde lemn, sunt Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Citesc din Ioan 14 cu 16: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor ca să rămână cu voi în veac. Fecioarele înțelepte le-au trimis pe cele neînțelepte la Dumnezeu, nu Dumnezeu le-a trimis pe ele la Dumnezeu. Deci, fecioarele înțelepte le-au trimis pe cele neînțelepte la Dumnezeu Tatăl, ca numele lui Dumnezeu Fiul să le dea pe Dumnezeu Duhul Sfânt, pe unde lemnul. Nu Dumnezeu le-a trimis pe ele la Dumnezeu, ci fecioarele, colegele lor înțelepte le-au trimis. Noi de multe ori credem că această trimitere e pozitivă, dar nu e pozitivă, e negativă. Trimiterea aceea e negativă, dovada e că ele au făcut așa și că la sfârșit n-au avut succes, n-au intrat cu mirele, au rămas afară. Pentru că nu când ești pe patul de moarte te pocăiești, te sfințești și te pui pe neprihănire. Astăzi spune-te, când ești sănătos, când ești tânăr, când ai bani, înfrânează-te, pocăiește-te și pune-te la neprihănire. Nu când nu mai ai încotro. Renunță la o plăcere când o poți avea, nu când nu ai acces la ea. Umilește-te când ești mare, nu când oricum ești nimeni în drum, că atunci ești umil de fel.
Citesc un alt verset biblic din Ioan 15:26. Când va veni Mângâietorul pe care îl va trimite Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Nimeni nu poate produce un de lemn pentru candelă decât Dumnezeu. Acesta este lucrul lui Dumnezeu, este acțiunea lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei creștine, într-o paranteză vreau să vă spun, originea Duhului Sfânt a dat naștere la multe discuții teologice între bisericile istorice, respectiv ortodoxă și catolică. Aici introducem un termen teologic pe care o să-l explic puțin mai târziu. Termenul acesta se numește filioque. Termenul acesta este din limba latină și înseamnă de la fiul, filioque, de la fiul și de la fiul. Termenul acesta teologic se referă la problema purcederii, adică cine l-a trimis pe Duhul Sfânt, Tatăl, Fiul sau și Tatăl și Fiul. Biserica răsăriteană, respectiv Biserica Ortodoxă, susține că Duhul Sfânt este trimis numai de Tatăl, în timp ce Biserica Apuseană, Biserica Catolică, consideră că Sfântul Duh este trimis și de Tatăl și de Fiul, adică filioque, și de Fiul. Doctrina filioque și de Fiul e împărtășită de catolici, de apuseni, timp în care Biserica Ortodoxă răsăriteană, bizantină, spune că nu filioque. Ei, la conciliul de la Constantinopol din 381 s-a afirmat oficial că Duhul Sfânt este trimis de la Tatăl. La conciliul latin de la Toledo în 589 s-a afirmat oficial că Duhul este trimis și de la Fiul, filioque. Pentru faptul că îi acuză pe ortodoxi de a fi scos filioque din crez, legatul papei, cardinalul Humbert, a dispus în 1054 marea schismă, marea despărțire, marea rupere, și atunci în mod oficial Biserica Catolică apuseană s-a despărțit, s-a rupt, s-a dezbinat de Biserica Răsăriteană Ortodoxă. Și a depus în 1054 pe altarul Catedralei Sfintei Sofii din Constantinopol o scrisoare care le excomunica pe patriarhul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol, în vremea aceea în persoana lui Mihai Cherularios. Gest care a dus la marea schismă în istorie, în lumea religioasă, despărțirea din 1054 a ortodoxilor de catolici a avut la bază două motive principale. Unu, filioque, problema aceasta de unde vine Duhul și de la Tatăl și de la Fiul, și celibatul, adică preoții trebuie să fie căsătoriți sau nu. Neastră, știți că în Biserica Ortodoxă preotul trebuie să fie căsătorit, în Biserica Catolică trebuie să fie necăsătorit. Aceste două motive au ajuns să despartă biserica aceasta istorică și să se rupă în două, în mod oficial, în 1054. Lucru care a intrat, eveniment care a intrat în istorie ca marea schismă. Iustin Popovici, unul dintre slujitorii Bisericii Ortodoxe, care a murit în 1979, spunea ca o reacție la dogma filioque a Bisericii Catolice: în istoria neamului omenesc există trei căderi principale, a lui Adam, a lui Iuda și a papei, referindu-se la căderea papei că a acceptat doctrina filioque, care a condus la ruperea bisericii, împărțind-o în biserică de răsărit ortodoxă și în biserică de apus catolică. Revenind la semnificație pildei și încheind paranteza, am vrut să spun aceasta numai ca să vă aduc aminte cât de important a fost în istoria creștinismului doctrina de unde vine Duhul Sfânt, de la Tatăl sau de la Fiul. A fost atât de important încât pe lângă doctrina celibatului sau a celibatarului, biserica aceasta, care a fost biserica istorică pentru 1054 de ani, s-a scindat, s-a despărțit, s-a dezbinat. Biserica creștină, de la existența ei până astăzi, a cunoscut mii și zeci de mii de despărțiri și de dezbinări. Revenind la semnificația pildei, spuneam, vreau să remarc faptul că unde lemnul este Duhul Sfânt, vasul este inima omului, candela e cuvântul lui Dumnezeu, iar cei care oferă unde lemn sunt Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Dacă inima omului este vasul, dacă Duhul Sfânt este unde lemnul, dacă Biblia este candela, atunci, cum se explică pilda? Cum pui unde lemn, adică Duh Sfânt,
din inimă, adică din vas, pe candelă, adică pe Biblie. Drept răspuns, am să vă citesc mai multe versete biblice. Mă gândesc că asemenea mie, nici dumneavoastră nu o să aveți nevoie de explicații. O să le citesc și o să vă spun și referința lor. Sunt câteva la număr. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de ce v-am spus eu. Unde este ce v-am spus eu? În Biblie. Ioan 14:26. Când va veni Mângâietorul, adică Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Care au fost lucrurile viitoare? Lucrurile viitoare se împart în două. Cele care au continuat și au fost prinse în canonul Bibliei până la Apocalipsa și cele care prin descoperire dumnezeiască, profeție, tălmăcire din limbi, manifestare Duhului de înțelepciune sau de cunoștință, au fost puse individual unor oameni de-a lungul istoriei creștine. Ioan 16:13. Al verset, fapte 1:2. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dătuse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. Poruncile din Biblie au fost date prin Duhul Sfânt. Între cuvânt și Duh, numai în mintea unora există diferență. În inima lui Dumnezeu nu poate funcționa unul fără altul, pentru că au atribute care se completează. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis. Când a ridicat glasul și a predicat? Când a venit Duhul. De ce n-a predicat înainte? Știți ce a făcut înainte? S-a ascuns și el și cei 11, ba nu, cei 10. Că unul din cei 11, ucenicul iubit, a îndrăznit să meargă cu Iisus până la capăt. Dar el și cei 10 s-au ascuns când a venit Duhul peste ei, în plinătate. Atunci n-a mai avut frică, a ieșit în față și a predicat, a vorbit, a slujit și a manifestat public mărturia credinței în Iisus. Avea cuvântul și înainte, nu l-au învățat atunci. După ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și, priviți consecința, vesteau cuvântul Domnului. Nu l-au învățat atunci, îl aveau în inimă, dar când a venit Duhul, atunci au început să-L vestească. Oameni tari la cerbice, spunea Ștefan, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Ei s-au împotrivit Duhului Sfânt? Nu, s-au împotrivit predicii lui Ștefan. Ei, predicii s-au împotrivit, nu Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt nu era o persoană pe care să-L împingă ei. Ei predica n-au acceptat-o, predica i-a iritat, învățătura i-a enervat, i-a scos din sărite, au pus mâna pe pietre și l-au omorât pe bietul om. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria și se întărea sufletește și umbla în frica Domnului, cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Cu ajutorul Duhului Sfânt? Haideți să ne gândim un pic. Pavel merge și predică. Oamenii aud Evanghelia, prin Evanghelie vine credința și se pocăiesc. Și Biblia, în loc să spună cu ajutorul Scripturii se înmulțea, spune cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Păi probabil că cu ajutorul Duhului Sfânt ar trebui să fie așa. Noi ne rugăm acum, Duhule Sfânt, du-te în România la vară, fă o campanie de evangelizare și să se pocăiască oamenii. Dar noi facem altceva. Ne rugăm să ne trimită pe noi, noi ne ducem cu Biblia în subțioară, ne ridicăm acolo și spunem, oameni buni, uite ce spune Biblia. Biblia spune așa, Biblia spune așa, Biblia spune așa. Cine crede ce spune Biblia și vrea să se pocăiască? Și unii din mulțime spun eu și eu și eu. Și eu vin acasă și spun, Duhul Sfânt i-a pocăit pe oamenii ăia. Păi nu Biblia? Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut peste ținutul Frigiei și Galatiei. Priviți colaborarea dintre Duh și Cuvânt. Voi însă nu mai sunteți pământești, și aici este esența răspunsului. Voi însă nu mai sunteți duhovnice, voi însă nu mai sunteți pământești, adică să vegheați doar la lucrurile pământești și să aveți prioritățile și valorile pământești și inima să vă fie legată de lucrurile pământești și viața să vă fie identificată cu lucrurile pământești, ci voi sunteți duhovnicești. Acest termen, a fi duhovnicesc, vine de la a avea Duhul. Nu vine de la a avea cuvântul.
Nu vreau să spun că poți fi duhovnicesc fără cuvânt. Vreau să spun doar că duhovnicesc vine de la a avea Duhul. Citiți Roman 8. Îmi îngădui, îmi permit să citesc doar primul verset. Va fi relevant, semnificativ. Ascultați-mă cu atenție. Nu mai este nici acum, nu mai e nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Întreb eu, după îndemnurile Duhului sau după îndemnurile Scripturilor? Cine ne îndeamnă pe noi toată ziua prin predicatori? Scriptura sau Duhul? Ce predică frații, Duhul sau Scriptura? Voi însă nu mai sunteți pământești, voi sunteți duhovnicești. Dacă cuvântul locuiește în voi, nu. Dacă Duhul locuiește în voi. Știți cuvântul Domnului, îl aveți în mână, Romani 8 cu versetul 9. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, Hristos nu-l cunoaște. Și Domnul le-a răspuns celor cinci fecioare neînțelepte când au venit mai târziu, foarte probabil că fără un de lemn sau cu, nu se știe. Nu vă cunosc. Știți de ce nu le cunoștea? Că erau neînțelepte. Știți de ce erau neînțelepte? Că erau nespirituale, nevegheatoare. Că toată viața nu le-a ars, n-au avut preocupări de lucrurile spirituale. Au fost religioși, au venit la biserică și atât, dar personal, n-au avut o relație cu Dumnezeu. Ce le dătea predicatorul, asta era tot. Dar singur nu știau să gătească duhovnicește. Să citească într-o relație personală cu Biblia, să se roage într-o relație personală cu Biblia, să postească într-o relație personală cu Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu. Ei s-au apropiat de biserică. Biserica era totul pentru ei, nu cerul, nu Dumnezeu, nu pocăința. Fraților, între biserică și Dumnezeu e o diferență cât de la cer la pământ. Biserica e bună, dar nu îl înlocuiește pe Dumnezeu. Noi nu mâncăm aragazul, nu mâncăm nici oala, nu mâncăm nici farfuria. Avem nevoie de toate când gătim și mâncăm, dar nu le mâncăm pe ele. Noi mâncăm ce este în oală, ce este pe aragaz, ce este în farfurie. Și învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbe înduplecătoarele înțelepciunii, ci într-o dovadă de dată de Duhul Sfânt și de putere. Pavel spune, învățătura mea, învățătura conținea elemente din Scriptură. Propovăduirea conținea elemente din Scriptură. Și Pavel spune, lucrurile acestea constau în Duhul, în puterea Duhului. Cum despărțim Scriptura de Duh? De ce argumentele lui Pavel n-au avut putere și a avut nevoie de puterea Duhului? Avea Pavel Biblia, era tobă de carte. A fost licențiat și șef de promoție în generația lui teologică, de la picioarele lui Gamaliel, școala superioară din Israel la vremii lui. El n-a învățat Biblia atunci. Atunci a primit o nouă descoperire a Bibliei pe care o știa, datorită Duhului care a venit peste el, la punerea mâinilor unui ucenic umil și neînvățat ca el. Neastră, înțelegeți că eu nu subapreciez Biblia când vorbesc acum și insist asupra Duhului, dar eu încerc să explic pilda, spunând că Biblia o au mulți oameni în minte, și oameni atei și mulți credincioși. Dar nu le folosește personal. O au în minte, au învățat-o, că de la școala duminicală până la vârsta asta o ascultă în fiecare duminică. Sau atei care sunt mai inteligenți și au cultură generală știu Biblia. Dar nu se pocăiesc, nu se sfințesc, nu se lasă de păcat, nu vin la Dumnezeu. Cunosc Biblia așa cum cunosc elementele unui film. Știu ce a spus Iisus, știu ce a spus Pavel. Știu care sunt cărțile Bibliei, ei știu, le au în minte, dar în inima lor nu-i Duhul, iar Duhul acela nu le dă înțelepciunea să tălmăcească Biblia care o au în minte. Școala religiilor din Germania a fost una dintre instrumentele diavolului în secolul trecut, care a distrus și secularizat creștinismul evanghelic în Europa. Și această școală a religiilor, care a avut exponenți profesioniști în litere, oameni necredincioși, care lucrau la oră și mergeau în facultatea aceasta ca să interpreteze Biblia, oameni necredincioși, nemântuiți, nerăscuți din nou, au interpretat Biblia, oameni angajați, pentru că erau erudiți, erau deștepți, erau școlați.
Și oamenii aceștia, desigur, au adus o interpretare a Bibliei lipsită de supranatural, pentru că în viața lor lipsea supranaturalul, pentru că din experiența lor personală lipsea supranaturalul. Și profesia lor a izvorât din experiența lor. Și oamenii ăștia au dezbrăcat Biblia, dacă îmi permiteți expresia, de orice este supranatural. Și au explicat Biblia fără supranatural. Când Iisus merge pe ape, spune că a fost apa, a avut o densitate de sare mare. Când Iisus mai face nu știu ce, spune că dintr-o dată a fost o mutație genetică și s-a vindecat ăla din întâmplare. Odată spune că nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu există minuni în Biblie. Toate au explicații logice și științifice. Și oamenii ăștia au nenorocit generația Europei din secolul 20. Pentru că au avut Biblia în mintea lor, erau profesioniști, era jobul lor, era meseria lor să lucreze cu Biblia. Asta le era meseria. Dar au fost goliți de înțelepciunea lui Dumnezeu. Lăsați-mă să citesc un cuvânt. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Petru vorbește despre lucrul acesta în a doua epistolă, capitolul 1, versetele 20 și 21. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că niciun cuvânt din Scriptură, nicio prorocie din Scriptură, nu se tâlcuiește singură. Când spune singură, se referă la capacitatea omului de a o interpreta. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de Dumnezeu, mânați de Duhul, în consecință, prin Duhul care a dat-o, se și interpretează. Cine poate să interpreteze Biblia dacă nu primește lumina lui Dumnezeu prin Duhul? Numai Biblia nu-i suficientă. Dacă nu-i Duhul care să lumineze, Biblia e revelație, dar iluminarea minții se face prin Duhul. Inspirația vine prin Duhul. Revelația nu-i suficientă dacă nu există iluminare. Mai spun două, trei versete și mă apropii de încheiere. Ne-a făcut să fim slujitori ai unui legământ nou, nu doar al slovei, al literei, atenție, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia păcii, ați crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului. Sabia Duhului e cuvântul lui Dumnezeu. În adevăr, Evanghelia noastră n-a fost predicată numai cu vorbe, ci și cu putere, cu Duhul. Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi? Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-a vestit acum, cei ce v-au predicat Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis de Cel din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Repet, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește, nu se interpretează singură, că nicio prorocie n-a fost dată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul. Acest subiect este abundent în Biblie. Înțelegem de aici că Biblia este în inima noastră, e în viața noastră, dar fără Duhul lui Dumnezeu, Biblia din mintea noastră nu poate fi înțeleasă după voia lui Dumnezeu. Un om care nu-i duhovnicesc, care nu are Duhul, când spun a avea Duhul, nu mă refer la experiența botezului cu Duhul Sfânt, într-o paranteză. Lucrarea Duhului e una, persoana Duhului este alta. Nu tratez lucrul acesta acum. Așa se explică experiența aceasta ciudată, potrivit căreia o mulțime de oameni credincioși, care au avut cuvântul în inimă, n-au avut inspirația și iluminarea să-l înțeleagă. L-au avut în inimă, au citit Biblia de N și de N și de N ori și nu s-au pocăit. Pentru că nu le-a luminat Duhul, inima să înțeleagă cuvântul. Sunt oameni în adunări care au ascultat foarte multe predici, știu doctrina, dar ei personal nu o trăiesc. Te critică pe tine că nu o trăiești, se uită la biserică și spune, hei, n-ai batic, hei,
e scurtă sau e lungă, nu știu ce, hei, știu să critique pe alții în funcție de doctrina bisericii, o cunosc bine, dar pentru ei nu. Au slova, au cunoștința, că aceasta vine prin auzire, o înveți ca și lecția de la geografie. Poți să înveți versete biblice și doctrina din Constituție și din cartea de teologie a lui nu știu cui. Poți să ai cunoștință să știi, dar Biblia spune ce să faci și Duhul îți dă putere să faci ceea ce spune Biblia să faci. Biblia spune nu fuma, poți să te lași de țigări? Nu. Biblia spune nu minți, nu fura, nu curvi. Biblia spune iubește, iartă, dar ai putere să iubești, dar de unde, că l-ai mâncat? L-aștepți la col și l-aranjezi. Îi spargi cauciucurile, îi zgârii mașina, îi faci ceva, că dinăuntru nu se poate. Și în minte ai o grămadă de Biblie, dar nu-ți folosește la nimic. Că ești gol de Duhul și ești plin de fiere amară. Încheierea acestei pilde este catastrofală, în sensul că Domnul spune următorul lucru. Vi-l imaginați pe Dumnezeu, care este persoana cu care se face comparație pentru infinit, pentru absolut, pentru superlativ. Spune la cinci fete care nu și-au făcut job-ul bine, nu și-au făcut meseria bine și acum vin și ele să primească milă și Domnul le spune, vremea în care trebuia să primiți mila a trecut, rămâneți afară, nu vă pot primi înăuntru. Scumpii mei, am multe concluzii pe care să le spun, dar a expirat timpul și mă opresc, însă vă spun următorul lucru în încheiere. Vine o vreme când pocăința nu mai este acceptată de Dumnezeu. Vine o vreme când postul și rugăciunea nu mai au nicio valoare. Vine o vreme când intenția de a te îndrepta, de a te apropia de Domnul, de a-ți rezolva problemele, de a iubi, de a ierta, sunt egale cu zero, Dumnezeu nu le mai pune niciun preț, pentru că sunt prea târziu făcute. Astăzi avem alte preocupări. Toți vrem să conducem biserica, fiecare de pe unde suntem din bancă, unul de acolo, unul de acolo, unul de acolo, toți suntem pastori. Diferența e că unul e aici și alții sunt acolo. Bă, oameni buni, asta-i treabă? Este o vreme când pocăința nu mai are nicio valoare. Astăzi, cine își pune în minte să se apropie de Dumnezeu și să se pocăiască, Dumnezeu îl însemnează pe omul acesta și când va vrea să intre, îi va deschide ușa. Dar cine astăzi nu veghează și se ocupă de nimicuri și își manifestă ambițiile omenești în biserica lui Dumnezeu, sperând că are timp să se pocăiască, să-și rezolve problemele, știe ce are de făcut, dar nu poate, că nu există putere, există doar știința că trebuie să. Nu știi dacă nu se oprește inima la noapte. Ați auzit de avionul acela care venea din Bruxelles și peste Atlantic pilotul principal a făcut heart attack și acolo și-a dat duhul, undeva la 10.000 sau la 30.000, ce vreți să măsurăm. Și cei doi copiloți, fiind un avion mare care trece peste ocean, au pus avionul în siguranță pe pământ când au ajuns în New York. Acolo l-a chemat Dumnezeu. Vi se pare normal? Imaginați-vă ce groază a fost în inima celor din avion, a pasagerilor. Știi când te cheamă Dumnezeu acasă? Crezi că mai ai timp atunci să te duci după un de lemn? Ce treabă ai acum? De ce nu înțelegi că ești om? De ce nu înțelegi că ești trecător? De ce nu vrei să îți moi inima, să-L lași pe Dumnezeu să ți-o despietrească prin cuvânt și prin duh? Nașterea din nou se face prin aceste două elemente vitale, nu doar prin unul. Mă rog în această seară lui Dumnezeu și dumneavoastră asemenea mie, să stăm înaintea Domnului într-un moment de rugăciune, aci la încheierea serviciului, și să ne întrebăm, Doamne, cuvântul știu că mi-l predică frații de zeci de ani, dar Duhul nu mi-l dă frații,
pe ăsta îl primesc eu în stăruință, pe ăsta îl primesc eu în întâlnire de rugăciune, pe ăsta îl primesc eu în odăiță, iar lucrurile astea eu nu le fac, am alte preocupări. Și în loc să veghez asupra mea, veghez asupra altora. Multe ar fi de spus, dar câte s-au spus sunt destule. Așa că numai Duhul Domnului să-și arate mila față de fiecare dintre noi, să ne primească pocăința, să ne ierte și să ne ajute cât am făcut până acum să fie încununat de cât vom face de acum încolo și de revenirea Lui când ușa va fi deschisă pentru fiecare. Vă invit să ne ridicăm și așa cum stăm în picioare cu toții să ne rugăm Domnului.